Istoria lui Ștefan cel Mare s-a rescris pe malul Nistrului. Cetatea Soroca a renăscut după 10 de ani în care a fost lăsată de izbeliște, refăcută cu fonduri europene. Vechea fortăreață a revenit acum la imaginea de altă dată. Mii de oameni au venit să o admire chiar din prima zi. După o perioadă îndelungată de restaurare, cetatea Soroca și-a redeschis porțile pentru localnici și vizitatori. Fortăreața a îmbrăcat straie de sărbătoare pe pereții acestea. Putem observa steaguri de pe timpul domnitorului Ștefan cel Mare și Petru Rareș și din diferite perioade ale dezvoltării țării românești. Elena a vizitat pentru prima oară cetatea Soroca pe vremea când era copil. A revenit acum după 40 de ani și a rămas impresionată de ce a văzut. Mi se desfac în față închipuirile ce a fost. Sunt mândru de poporul meu și cinste și recunoaștere strămoșilor noștri. Fortăreața de la porțile Europei, cum este numită cetatea Soroca, a devenit pe bună dreptate un punct de atracție pentru turiștii din întreaga lume. I am glad that this is renovated and I happen to be here on this time of grand opening. I'm very lucky. I-au dat viață acestei cetăți, i-au dat viață istoriei lui Ștefan cel Mare, să dea Domnul toate să devină monumente. Partea de jos a cetății încă nu a fost restaurată până la capăt și asta din cauza lipselor de finanță. Responsabilii de la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Soroca sunt în căutare de bani. Până atunci însă, această bucată rămâne izolată, iar vizitatorii vor putea admira doar priveliștea de sus a cetății. De la eveniment nu au lipsit nici oficialitățile. Președintele Moldovei și alți demnitari au intrat în fortăreața păzită de zeci de bodyguards. Deputată din Lem, din Chei, special am adus din Călăraș. Din România, specialiștii m-au telefonat și au cerut ajutor de la mine să le execute. În apropierea cetății Soroca a fost inaugurat și Orășelul European. Miile de vizitatori au putut descoperi tradițiile din fiecare țară membră a Uniunii Europene. Echipa știrilor TVR Moldova a fost prezentă la eveniment și a împărțit cadouri.